Vine la cameră după aceea. Și dacă greșești, stai, da? Da, stai mai. Stai la montaj. Tocmai tu de atâta vreme din da, interviu. Da, mă, dar știu de atâta, acolo vorbeam despre gimnastică, acum medicină care nu am habar nimic. Deci asta e problema. Nu că n-a ști. Asta că te întrebăm și de gimnastică. Ele, după întreabă de chestia asta, după aia te întreabă de ale tale. Ah, ok. Înțelegi? Da. Ei, ia spune-ne, este primul eveniment la care particip de acest gen? Da, e primul. Din medicină nu știu mai nimica, dar o să aflu astăzi. E vorba de diabetul zaharat. La tine nu prea se pune problema, da, pentru că știm că oricum nu aveai acces la dulciuri, nu aveați voie, de fapt, la dulciuri. Da, tocmai că nu aveam voie, am ieșit din acel glob de cristal, care eram foarte protejate, și acum am mai gust din anumite dulciuri și nu vreau să am probleme, deci o să aflu mai multe la domnul doctor. Ce-ți place cel mai mult? De ciocolată sau ce? Da, dulciuri, legat de dulciuri. Dulciurile, cornurile, pufase, astea. Nu știu, ți-aduci acum aminte de ceea ce îți doreai foarte mult pe vremea când erai gimnastă și acum ai vrea să mănânci până nu mai poți, până îți vine rău? Da, îmi doream foarte mult, foarte multă ciocolată și când o aveam, uitam la ea și nu vreau să încep, că să o mai țin, da, ciocolata. Ce o să-l întrebi sau o să-i pui întrebări domnului doctor? Da, cât maxima, cât trebuie să mănânc pe zi de câtă ciocolată trebuie să mănânc pe zi, minim, maxim, vedem. O să aflu, o să ne spună domn doctor, cât mai multe. Era atât de rău, adică visai ciocolata. A, nu, când eram mai micuță, da, pentru că atunci se punea masa musculară și cu cât mai multă masă musculară, cu atât antrenamentele erau mult mai ușoare. Greutatea nu dădea de la centru, deci trebuia să avem grijă în prima fază, dar după aia e ok. Povestește-ne tu de tine, ce faci, cum ești? Știm că te-ai retras recent din activitatea competițională. Sunt foarte bine, mulțumesc, cu ai mei acasă, mă bucur că sunt alături de ei și cu facultate deocamdată. De ce te-ai decis să te retragi? Ce te-a determinat? Nu știu, mi s-a părut că începe să fie din ce în ce mai greu și am considerat că e mai bine așa, nu, simțeam că nu o să mai fac față și nu vreau să fac probleme antrenorilor și tot ce era acolo, pentru că nu pot să reproșez nimica, tot colectivul a fost alături de noi tot timpul. Nu se doar de un antrenament așa din când în când? Păi având în vedere că eu acum am terminat campionatele naționale la Onești, eu o să mai intru să mă mișc, să nu cresc în greutate foarte mult. Decizia e definitivă sau? Da, deocamdată e definitiv. Vreau o pauză și vedem după. Dacă mă răzgândesc, ar fi bine pentru ceilalți, dar deocamdată vreau o pauză. Dar nu te gândești că poate revii la Rio, luați aur? N-am zis. Nu zic nu, dar nu vreau să promit ceva sau nu vreau să duc în eroare pe cineva. Deocamdată e nu. Și în afară de facultate, ce o să-ți ocupi timpul? Păi vreau să devin antrenare. Păi deocamdată mai merg pe acolo pe la sală, mai dau indicații, îmi place foarte mult să lucrez cu copiii în general. Cum e să te trezești la orice oră vrei de dimineață? Uite, vezi tu că nu mi se dă o oră, la 7 sunt în picioare. Deci nu știu. Nu pun ceasul să ne pur și simplu mă trezesc la 7. 7, fără 7, în jurul orei 7. Cum ți s-a schimbat viața de când ai renunțat la gimnastică? Am mult timp și nu știu cam ce să fac el. Și ies cu prietenii. Cu colegele, cu antrenorii, ai mai vorbit, ai mai ținut legătura? Da, am mai ținut legătura cu fetele. Cu antrenorii, nu. M-am întâlnit cu domnul Belu și a fost la un curs în Onești. Fetele ce fac? Cătălina, Sandra, spune-ne tu, dă-ne un pic din casă. Cu Sandra și cu Cătălina chiar nu am vorbit. Probabil au avut treabă, nu știu. N-am vrut să le deranjez, dar cu Larisa, am mai vorbit la telefon printre picăturile lor, liber, nu știu cât timp au avut, pentru că au antrenamente și știu cât de greu este. Au încercat cumva antrenorii să te facă să nu renunți? Da, au încercat, au insistat, au zis să mai încerc, o să-mi revin, nu o să fie așa de greu. Am pus câteva kilograme după olimpiadă și mișcarea nu era aceeași. Și riscam la o accidentare. Greutatea contează foarte mult în gimnastică și am preferat să nu. Ai timp să te și aranjezi, ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Astăzi. Mulțumesc, eu m-am făcut, nu m-a ajutat nimeni.
Da, e. Acum, cum am mai mult timp liber, încerc să aflu mai multe chestii. Caterina, pune un exemplu pentru tine. S-a retras, a revenit? Da, e un exemplu și mie mi se pare că a avut un caracter foarte puternic să revină după 4 ani de zile. Deci eu o respect în tot, nu știu, e chiar un model. Și Sandra la fel, da, să mai ia și medale. Și Sandra la fel după o accidentare pe care a avut-o. Nu știu, mi se pare, a avut o tărie foarte mare. Crezi că poți să faci tu același lucru? Da, eu consider că pot să fac, pentru că și eu am o mentalitate destul de pozitivă și... Na. Ok, mulțumim frumos! Plăcere!